Bună și bine v-am regăsit! M-am gândit că astăzi să vin cu selecția de parfumuri pentru perioada rece, pe care nu le am în full size, dar am făcut o selecție cu sticluțe mai mici, mai mari, decanturi, despre care vreau să vorbim, pentru că, credeți-mă, am aici niște parfumuri superbe pentru perioada rece și o să discutăm despre ele. O să vă spun și ce mi-aș dori în full size, deși să știți că sunt foarte multe frumoase, sunt foarte multe parfumuri bune în această cutiuță și mai am o cutiuță în care am parfumurile pentru perioada ceva mai caldă. Haideți să începem. O să pun eu aici cutiuța, bineînțeles că o să le și mirosim împreună. Le-am testat eu prin clipuri, dar nu cred că pe toate și nu mi le mai amintesc chiar pe toate. Dar ce-am purtat eu recent și este un parfum care îmi place foarte mult, este BDK Rouge Smoking. Vai, cât e de frumos parfumul acesta! Este un parfum cu cireș, este dulce, este un pic afumat, se usucă foarte, foarte frumos și mai am aici să-l port. Da, merită o sticlă full size. Nu pot să zic că sunt mare fan cireșe, dar parfumul ăsta îmi place. Îmi place mult de tot. Și, în general, parfumurile de la BDK au o finețe aparte. Na. O să mă bucur de acesta dacă o să-mi iau la un moment dat un BDK. Sinceră să fiu, nu știu ce să aleg pentru că îmi plac mai multe de la BDK. Mai am aici o sticluță cu Shalimar Suflet de Parfum de la Guerlain. Doamne! Ăsta este un alt parfum de designer top, în topul preferințelor mele. Și am făcut la un moment dat un top al parfumurilor de designer în care nu l-am inclus și pe acesta, dar să știți voi că este în top 6. În top 6 parfumuri de designer preferate. Are combinația de citrice cu vanilie, dar are izul acela Guerlain și îmi place mult. Are și o sticluță superbă. Un alt parfum pe care mi l-aș dori în full size este Gourmand Coquin, nu știu dacă se pronunță așa, scuzați, de la Guerlain. Acesta este, spuneam eu într-un video, cel mai frumos parfum cu ciocolată, încă sunt de aceeași părere, este minunat, este un parfum dulce cu ciocolată, este cald. Are o pudră de ciocolată delicioasă, deci este dulce și foarte potrivit în perioada rece. L-am purtat anul trecut și m-am bucurat tare mult de el. Da, este un parfum care merită o sticlă full size, doar că este un parfum foarte scump și, sincer să fiu, la câte parfumuri am, îmi este de ajuns acest decant. Dar da, mai am aici un parfum de la Diptyque, Eau d'Huile, este vanilia aceea aromatică, vanilia aceea diferită și am vrut să mi-l iau la un moment dat, dar am fost în dubii, adică merită, nu merită o sticlă full size, încă nu știu ce să vă spun, chiar nu am fost hotărâtă că îl vreau în full size. Dar o să mă bucur de acest decant. Mai departe vorbim despre Dolce Aqua de la Profumum Roma. Nu-l mai țin minte, dar știu că mi-a plăcut. O să ni-l amintim împreună. Oh, da, da. Este un alt parfum dulce. Nu mai știu ce note are, vreau să mă uit, pentru că sunt curioasă. Are ca și note migdale, heliotrop, cocos și tonka. Da, e un parfum dulce, dar nici de acesta nu aș fi sigură. Este un parfum scump, dar nu aș fi sigură că vreau o sticlă full size. E frumos, dar o să-l port, o să port din decant, dar
nu mă convinge că vreau o sticlă full size. Poate că trebuie să îl port și să văd cum este, că nu mai țin minte cum se comportă purtat. Dar, nu știu, nu, momentan nu spun că mi-ar trebui o sticlă full size. Mai departe am aici Flower L'Elixir de la Kenzo. Este un parfum discontinuat, este foarte, foarte frumos. Și am zis să port ce mai am aici pentru că, vai cum este, vai, vai, vai. Este un parfum fructat, este un parfum seducător. Din punctul meu de vedere, acesta a fost cel mai frumos parfum de la Kenzo, care din păcate nu mai este. Haideți să vorbim despre Isele Libre Intens. Este un parfum foarte, foarte frumos și intens și puternic, cu multă lavandă, cu vanilie. Îmi place, nu mi-aș lua o sticlă full size, dar îmi place parfumul. Nu mi-aș lua momentan o sticlă full size, dar da, este un parfum frumos și elegant. Ce mai avem pe aici? Mai avem Amore Cafe, tot așa am un decant, nu vreau o sticlă full size pentru că anul acesta nu mă îndrept prea mult înspre parfumurile cu cafea. Am avut Coffee Addict, seamănă cu acela, doar că acesta este mult mai cremos în deschidere. În uscare îmi place mai mult Coffee Addict, acesta mi se pare că în uscare miroase a cafea, nu este foarte dulce în uscare. Amore Cafe are o deschidere delicioasă, cremoasă. E foarte cremos în deschidere față de Coffee Addict, dar în uscare îmi place mai mult Coffee Addict pentru că miroase a caramele, mai dulce. Acesta miroase așa, o cafea proaspătă, nu foarte dulce. E frumos parfumul, dacă vă place cafeaua în parfumuri, dați-i o șansă, este și foarte puternic, persistă bine. Haideți să vorbim și despre un parfum de la Carner Barcelona, este vorba despre Tardes. Am păstrat decantul acesta pentru că m-am gândit că dacă îl găsesc la un moment dat la un preț ok pe site-uri, o să mi-l cumpăr, dar să am să-l miros înainte. Și Tardes cred că este preferatul meu din tot ce am încercat de la Carner Barcelona. Este migdalat, este pudrat, este dulce, dar nu foarte dulce, are și flori pudrate, heliotrop mi se pare și miroase bine. Îmi place foarte mult cum se usucă. Are și niște prune printre notele lui. Da, deschiderea nu mă nebunește, n-ai zice că e ceva care se dezvoltă atât de frumos, dar știu că mi-a plăcut foarte mult în uscare și nu este niciun parfum foarte, foarte puternic, dar e potrivit în perioada rece, mi se pare așa mai versatil totuși, că nu este un parfum prea dulce. Haideți să vorbim și despre un parfum de la Amourud, este vorba despre Licorice Oud. Oud este un parfum masculin din punctul meu de vedere. Ia să-l dăm noi pe piele să vedem, iar o să miros la toate parfumurile din lume. Oh, oud. Oud. Are oud. Ia să vedem ce note are. Anason, piper și elemi în deschidere. Are o deschidere care te pleznește. Stă un pumn în față. Da. În mijloc avem lemn dulce, orhidee și iasomie. Iar în bază avem oud, cedru și ambră. Din punctul meu de vedere este un parfum masculin. Este un parfum mai greu, puternic, clar potrivit în perioada rece. Dar este too much pentru mine, cu siguranță. Cred că așa, cred că de aceeași părere am fost și atunci când l-am testat într-un video. L-am purtat apoi și purtat tot mă duce în zona asta pentru bărbați și probabil că o să-l dau băieților mei, deși nu sunt nici ei cu parfumurile așa foarte strong. Mergem mai departe cu un parfum super sexy și este vorba despre Kilian Smoking Hat. Este delicios parfumul acesta, este un parfum cu tutun, este un parfum dulce, este un parfum de distracție, de club.
Îmi place mult de tot cum miroase. Îmi place că este dulce, e chiar delicios. Și îl duc foarte mult în zona aia de Angel Share, doar că acesta are tutun, este și afumat, este și dulce. Chiar să vedem ce note are și el. Are tutun, are vanilie, mușchi, în deschidere are măr, scorțișoară și fum, da, are scorțișoară. Și avem o bază de vanilie de bourbon, orcanox, lemn dulce, isoe super și salvie. Pare așa că are niște note mai grele, dar să știți că este un parfum foarte prietenos, foarte frumos, unisex, clar. Doamne, cât de bine miroase mărul, se simte diferit de alte parfumuri cu măr. Este un măr verde combinat cu scorțișoară, deci este nu plăcintă cu mere, ci este măr verde proaspăt combinat cu scorțișoară și puțin afumat. Mă duce un pic cu gândul la aromele alea pentru, cum îi zice, aromele, gemurile acelea pentru narghilea. Da, exact acolo era una cu măr care era fix în aroma asta, în zona asta, pardon. Dar miroase foarte, foarte, foarte bine, v-am zis, este un parfum unisex foarte prietenos și este mai de distracție, de petreceri, de cluburi. Îmi place parfumul, este intens, este frumos, dar aș putea să spun că îl duc în aceeași zonă cu Angel Share și îmi place mai mult Angel Share, dar nu neapărat ca și miros, pentru că acela este diferit. La modul cum sunt ele făcute, mă gândesc și la vibe-ul pe care mi-l dau, ambele mă duc cu gândul la cluburi, distracție, sunt niște parfumuri sexy, puternice, dulci, unisex, deci sunt în aceeași zonă, mirosul nu este la fel, dar îmi dau același vibe. Prefer Angel Share, v-am zis, dar îmi place foarte mult și acesta. Acesta parcă mă duce prea mult în zona aia de gem din ăla de narghilea. Mai am câteva. Suflet de parfum intens. Ați văzut că am și suflet de parfum. Mi se pare mai echilibrat suflet de parfum, dar și acesta este minunat. Sunt niște parfumuri de designer așa cum trebuie să fie un parfum de designer. Sunt minunate, sunt superbe și mi-aș lua oricare dintre ele. Trecem mai departe la... Hai să mai avem 3 parfumuri. Hai să luăm pe acesta. Byzantium Saffron de la The Merchant of Venice. Este un parfum mai greuț, dar miroase foarte bine. L-am purtat anul trecut și persistă bine, proiectează. Știu că nu sunt toate așa puternice de la The Merchant of Venice, dar sunt niște parfumuri fine și foarte frumoase. Are o notă de piele, Byzantium în el. Are o deschidere de șofran, cimbru, piper, negru și lămâie. Eu în deschidere simt piele direct. Dar este o piele întoarsă, catifelată, plăcută. Și să știți că este un parfum care îmi place. Chiar m-am gândit la un moment dat să-mi iau o sticlă full size. Are cedru, crinalb, rubarbă și liliac în mijloc și pielea întoarsă și o bază de ambră, frunze de paciuli de Indonezia. Îmi place parfumul acesta, să știți că are pielea asta care iese foarte mult în evidență, dar este o piele întoarsă catifelată. Dacă mai țineți voi minte că nu prea îmi plăcea pielea în parfumuri, să știți că îmi cam place acum. Mai ales pielea asta întoarsă. Depinde și cum este făcut parfumul. Chiar mi-am comandat recent un parfum cu piele. O să discutăm despre el când vine. O să discutăm despre mai multe parfumuri într-un haul. Da, este un parfum cu piele. Să știți că pe mine se dezvoltă frumos. Se îndulcește. Este un parfum cald pentru perioada rece. Și este un parfum altfel. Nu prea am parfumuri cu piele, că știți că nu eram prea încântată de piele în parfumuri, dar îmi place acesta și o să-l port, apoi o să văd dacă o să-mi iau o sticlă full size, nu sunt sigură.
mi-a mai comandat unul, o să vedem cum este și acela și cum mă înțeleg acum cu pielea. Mai avem două parfumuri, haide să vorbim despre Trastevere de la Pantheon Roma. Un parfum, o să vă spun imediat notele, castan, vanilie, pelin și asomie. Și vă spun notele pentru că nu le simt în el. Eu simt altceva în parfumul acesta. Ia să vedem. Simt cafea, cafea, fructe, în niciun caz castan, în niciun caz iasomie, nu simt flori. Are la acorduri vanilie, nuci, balsamic, erbos, cald condimentat. Este cald condimentat, dar eu simt și niște fructe, un gem de fructe. Mi se pare așa un parfum cu cafea, gemii, fructat. Simt cafea în el. Asta este. Probabil că nu sunt listate toate notele sau că pe site-ul oficial poate sunt și alte note. În fine, mi se pare mult mai mult decât 4-5 note. Are mai multe cu siguranță. Este un parfum dulce, este foarte intens, este foarte puternic, proiectează. V-am mai povestit că l-am dat pe un hanorac și l-am luat a doua zi pe mine. Nici n-a mai fost nevoie să reaplic parfum pentru că mirosea foarte bine și pe mine m-a cucerit parfumul în uscare. Îmi place foarte mult după câteva ore cu miroase, nu știu, tot așa unis, fructat, vanilat, dulce. Îmi place parfumul, îmi pare rău că am ratat oferta de pe Military Shop pentru că a avut un preț foarte, foarte bun, dar nu am fost hotărâtă, sincer. Nu am fost hotărâtă dacă îl vreau pe Trastevere sau nu, pentru că v-am zis, îmi place foarte, foarte mult în uscare, după câteva ore, dar nu am fost hotărâtă dacă îl vreau sau nu, sincer. Și ultimul parfum despre care vorbim este acest Guerlain Neroli Outre Noir. Acest Neroli Outre Noir este, nu este un parfum pentru perioada rece, dar mi se pare un parfum versatil. Are multe flori, neroli, floare de portocal. Miroase foarte bine, e mai fresh. Nu mai știu cum se usucă, dar în deschidere are citrice, apoi vine combinația asta de flori albe și ceai, are și fum, de aceea l-am și lăsat aici, că mi se pare așa un fresh puțin întunecat. Dar e un parfum versatil și o să-l port, mai povestim noi prin parfumurile săptămânii ce am purtat și cum se comportă, dar cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut clipul acesta, de mult voiam să vă arăt ce țin eu prin cutiile mele cu decanturi. V-am mai zis că mai am una pentru perioada ceva mai caldă și momentan am zis că vorbim despre bombițele, pentru că da, sunt niște parfumuri foarte frumoase și puternice pentru perioada rece. Sper că v-a plăcut clipul, abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă, împărtășiți cu prietenii voștri clipurile mele, dați share, lăsați un like și noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!